Bună seara, bună seara! Sper din suflet că se aude. O să am rugămintea să îmi confirmați faptul că mă auziți bine. Mai așteptăm un minuțel. Până atunci vreau să știu dacă sunteți pregătiți să povestim despre abundență în seara aceasta. Haideți să vedem. Excelent. Vom începe acum. În primul și în primul rând, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine în această seară. Este o onoare să mă aflu în fața dumneavoastră în seara aceasta. Și aș vrea să încep în primul și în primul rând să mă prezint. Numele meu este Alina Petrican, am 33 de ani și sunt practician Theta Healing și cu foarte mare, mare drag sunt în fața voastră pentru a debloca mindset-ul. Așa cum ați votat în interiorul grupului în ultima săptămână, dacă bine mi-aduc aminte, s-a ales tema abundență pe toate arile vieții. Și nu mi se pare deloc întâmplător, pentru că eu în această săptămână, începând de duminică, am început efectiv să particip la un challenge cu Ana Kitney. Am pus și link-ul în acest grup pentru doritori. Ea este una dintre profesoarele și mentorii mei și vreau să spun că exact tema challenge-ului care a existat săptămâna aceasta a fost abundența. Într-adevăr, este un subiect care, cred eu, ne creează tuturor și ne ridică semne de întrebare. Este foarte important pentru toată lumea să avem abundență în viața noastră, da? Și când spunem abundență, nu ne referim doar la partea financiară. Ce este de fapt abundența? Abundența, ei bine, dragii mei, este tot ceea ce ne înconjoară, tot ceea ce poate să fie al nostru, tot ceea ce merităm să fie al nostru, pentru că noi practic trăim într-un univers în care există absolut tot ce ne dorim și ce ne putem imagina și singurul lucru care ne limitează să avem toate aceste lucruri este mintea noastră. Și astăzi mi-am propus să explorăm un subiect care cred eu este cel mai puternic din tot ce înseamnă partea aceasta de abundență, este frica de a avea absolut tot ceea ce ne dorim. Pentru că de foarte multe ori noi avem senzația că ne este frică de ce nu avem, adică de lipsa banilor, de lipsa partenerului de viață, de lipsa relațiilor frumoase cu prietenii, de lipsa unor relații frumoase cu familia. Însă, în momentul în care, să zicem, ipotetic vorbind, ne imaginăm că le avem pe toate în viața noastră și eu vă pun întrebarea ce s-ar putea întâmpla cel mai rău în acest moment, nu o să vă vină să credeți, dar mintea începe să fabuleze. Și de foarte multe ori am primit răspunsuri de genul: mă părăsește soțul, rămân fără prieteni. Dacă am tot ceea ce îmi doresc, înseamnă că am foarte mulți bani și o să mi se fure. Dacă am tot ceea ce îmi doresc, înseamnă că nu o să mai am iubire din partea familiei și a apropiaților. Și așa mai departe. Bună seara, bună seara! Văd că s-au mai alăturat persoane. Vă mulțumesc tuturor că sunteți aici în fața mea și celor care mă ascultați live și celor care ascultați replay, pentru că sunt conștientă că nu toată lumea poate să participe live. Dar rămâne înregistrarea aici pe grup și ori de câte ori aveți nevoie, o puteți revedea. Ok, povesteam despre frica de a avea tot ceea ce ne dorim. Păi, în primul rând, de foarte multe ori, este important să ne punem această întrebare în momentul în care ne dorim ceva. De ce îmi este frică să am acest lucru? Dar oricum, toate aceste întrebări eu le-am notate și cu siguranță le voi posta în grup la finalul live-ului. În primul rând, ce am uitat să vă spun este că astăzi m-am îmbrăcat festiv, da? Dacă tot discutăm despre abundență și de foarte multe ori, adică aproape toată lumea o manifestează cu abundența financiară, am zis că intru așa în atmosfera asta de sărbătoare în care onorăm inclusiv banii și inclusiv tot ceea ce se află în jurul nostru. Și
mă pregătesc așa cum se cuvine pentru voi, pentru că oricum meritați cu toții tot ce este mai bun și mai frumos. Ok, doar o secundă, vă rog, că mai vrea cineva să se alăture grupului și dacă își doresc o să le permitem. O secundă durează. Ok. În regulă, vă mulțumesc pentru răbdare. Și deși toate ariile vieții, cum le-am numit eu acolo, o să presupunem că noi nu le știm pe toate pentru că suntem ființe umane, da? Și ne bazăm pe a toate Creatorul, că știe absolut tot ceea ce trebuie și toate ariile care sunt. Eu mi-am notat câteva în condițiile în care vă vin și alte arii ale vieții în care doriți să explorăm partea de abundență, mi le puteți scrie și în chat, însă în momentul în care noi mergem în meditație, vom da comanda ca toate să se schimbe pe toate aceste arii ale vieții noastre. Ok, mi-am notat așa, partea financiară, da? Partea de relații, tot ce înseamnă relații personale, relații profesionale, relații inclusiv în mediul de școală, să zicem așa, da? Pentru cei care încă sunt la școală, pentru cei care fac cursuri și care au nevoie de susținere din partea profesorilor, pentru că este important întotdeauna să avem persoanele potrivite în jurul nostru. Tot pe partea de relații, mi-ar plăcea să vă împărtășesc și faptul că de multe ori abundența poate să însemne inclusiv faptul că avem nevoie să ajungem la un medic. Vă dau un exemplu, poate are cineva un copil care este bolnav și nu dorește să îi dea antibiotic. Dau un exemplu. Și dacă în momentul în care este deschis spre oportunități, apare medicul potrivit, poate să-i dea poate un tratament ca să scutească această parte de a da copilului antibiotic sau așa mai departe. Însă, noi ca să putem să ajungem la oamenii potriviți, trebuie să-i vedem, trebuie să fim deschiși spre aceste oportunități care apar în calea noastră. Mai departe, mi-am notat partea de ce înseamnă abundență din punct de vedere al relațiilor sexuale, pentru că până la urmă suntem ființe umane și avem și această nevoie, dar este una dintre nevoile noastre de bază. Partea de cunoștințe, abundența cunoștințelor, adică de cunoaștere, de a avea acces la informații, de a avea acces la cărți de calitate, pentru cei care au copii, de a avea acces inclusiv la partea aceasta de autoeducare pentru a educa copiii așa cum își doresc și așa mai departe. Mai avem partea de misiune personală, tot, din punctul meu de vedere este tot abundență, adică să putem să ne deblocăm tot ceea ce avem așa pus peste noi și să ajungem efectiv să ne găsim misiunea personală și scopul nostru pe acest pământ. Ok, mai departe, mi-am structurat așa câteva idei care consider că sunt cam cele mai importante ca să începem astăzi. Acesta este un subiect care trebuie explorat în foarte multe ore și eu personal lucrez foarte mult pe partea aceasta, inclusiv pe mindset-ul de abundență financiară și nu numai, inclusiv pe mindset-ul de abundență în relații și așa mai departe. Dar toate acestea sunt, au, cum să zic, câteva criterii de bază. În mod normal, noi ca să putem să ajungem la abundența pe care ne-o dorim, este foarte important să facem niște acțiuni. Nu este suficient să participăm la o ședință de Theta Healing sau Reiki sau Access Bar sau whatever, fiecare ce tool-uri folosește sau NLP și așa mai departe. Și după ce facem și participăm la această ședință, este extrem de important să luăm niște, să luăm atitudine, da? Să începem să creăm niște acțiuni, să facem niște lucruri cu scopul de a ajunge acolo unde ne dorim. Ok, primul pas este să lăsăm povestea în urmă. Adică nu putem să ne dorim o viață în abundență, să ne dorim ca lucrurile să fie altfel, dacă noi trăim exact la fel ca în ziua de astăzi. Și astfel vă invit în acest moment și în această seară să decideți alături de mine să lăsăm povestea asta în spate, inclusiv povestea cu toate scenariile acestea care au fost în jurul nostru neplăcute, cu partea de COVID, cu toate zvonurile acestea de criză financiară, cu
teama aceasta inclusiv poate de a ne schimba jobul sau teama de a face un copil pe vreme de COVID sau teama de a ne căuta un partener pe vreme de COVID, că parcă nu-ți vine să ieși, că este virusul și așa mai departe. Și așa că în seara aceasta vă invit să lăsați povestea în spate, o vom lăsa cu toții în timpul meditației, dar este foarte important să înțelegeți și de ce. Noi nu putem să avem rezultate diferite având aceleași acțiuni, inclusiv pentru partea de sănătate, să spunem, dacă dorim să slăbim sau să eliminăm o boală din viața noastră. Noi, ca să putem să ajungem la aceste rezultate, trebuie, dacă vrem să slăbim, da, să ținem dietă sau să facem sport sau poate amândouă. Dacă dorim să ne însănătoșim, trebuie poate să facem un detox combinat cu sport, combinat cu diverse lucruri. Fiecare știe pentru el care sunt acțiunile pe care poate să și le facă. Vă invit să vi le setați în acest moment. Puteți să vi le notați pe foaie de hârtie sau un telefon, unde vă este mai comod. Pentru fiecare area vieții în care vreți să vă îmbunătățiți, pe partea financiară, desigur, dacă ne dorim mai mulți bani, poate trebuie să ne schimbăm jobul sau poate trebuie să începem să facem acel lucru care ne face foarte mare plăcere și nu l-am mai făcut de mult, da? Cum ar fi, nu știu, sunt persoane cărora le place să picteze și cu toate astea poate nu au mai pictat de foarte mult timp. Ok, asta ar fi primul pas, da? Ne decidem să luăm atitudine. Da, viața noastră este în mâinile noastre, ok? Ne setăm fiecare câte o acțiune pe care o facem pe planurile în care ne dorim abundență și mergem acum mai departe spre unul dintre amplificatorii, să le spun așa, a problemelor pe care le avem. Și țineți-vă bine, pentru că exact astăzi am împărtășit cu cineva acest lucru și știu că i s-a părut foarte interesant. Să nu ne plângem. Ce se întâmplă când ne plângem? În momentul în care ne plângem, ne scădem vibrația și cei care m-ați mai urmărit știți că vibrația noastră este extrem de importantă pentru că noi atragem pe nivelul vibrației pe care o avem. Da? Dacă vibrația noastră este mai scăzută, atragem pe vibrația respectivă, iar pe măsură ce creștem vibrația, atragem lucruri mai frumoase, mai elevate și așa mai departe. Iar în momentul în care ne plângem despre o situație neplăcută pe care o avem în viața noastră, nu facem altceva decât să o amplificăm. De exemplu, eu personal am testat asta pe mine personal. Am testat-o într-una dintre situațiile pe care le-am avut la mine în familie. În momentul în care am dat atenție, m-am plâns la diverse persoane și în momentul în care am dat atenție, am zis ok, asta e situația, o rezolvăm și mi-am văzut de treabă fără să mai împărtășesc bucata asta. Pur și simplu, în momentul în care eu am decis să nu împărtășesc și am acceptat că așa se întâmplă lucrurile, parcă totul s-a schimbat, nu știu, 180 de grade. Deci nu a mai trebuit să retrăiesc toată acea formă de inclusiv dramă, că până la urmă de multe ori când ne plângem avem nevoie de validarea celor din jur, avem nevoie să ne se spună da, săraca de tine sau săracul de tine, da, uite ce greu ți ție, vai de mine. Ok, și după ce ne hotărâm să nu ne mai plângem și să știți că dacă ați făcut lucrul acesta până acum și îl faceți, să zicem, nu o să vă iasă din prima, dar nu e nicio problemă. Ideea este să vă setați în minte că este un aspect important pentru a atrage abundența. Da? Noi trebuie să ne focusăm pe lucrurile frumoase și nu pe cele care sunt proaste. Asta nu înseamnă că nu gestionăm situațiile care apar ca și obstacole în viața noastră. Nu, le luăm așa cum sunt, le gestionăm, le depășim și mergem înainte. Dar este foarte important să conștientizăm că noi putem schimba aceste lucruri. Ok. Mai departe este partea de responsabilitate, de asumarea responsabilității asupra vieții noastre și asupra acțiunilor noastre, inclusiv pentru partea de oportunități. Dragii mei, viața este construită din oportunități. Fie că le vezi, fie că nu le vezi, oportunitățile sunt mereu în jurul tău.
Și în momentul în care încep efectiv să lucrez pe partea asta de mindset pentru abundență, credeți-mă că o să începeți să vedeți oportunitățile altfel. Este într-adevăr complicat ca în momentul în care ești dependent de un job să iei atitudine și să zici lași jobul și încep un business pe nu știu ce chestie. Este într-adevăr complicat să iei decizii care simți că sau să prinzi o oportunitate, apare efectiv, nu știu, poate o călătorie, o posibilitate de călătorie. Și acestea, deci ca să poți să profiți de ele, da, trebuie să le vezi și să nu intri în spirala aceea de lucruri negative și de scuze și de a căuta efectiv ce s-ar putea întâmpla rău. Oportunitățile sunt în jurul nostru. Ăsta este unul dintre subiectele pe care vom lucra și în meditația astăzi, pentru că sunt extrem de importante. Și când sunteți pregătiți, vom începe meditația. Pentru cei care nu au mai făcut până acum, trebuie să fiți hidratați, adică să aveți minim un pahar cu apă lângă voi. Nu trebuie să faceți absolut nimic, nu pățiți nimic, rămâneți în corpul vostru, nu plecați nicăieri, doar că trebuie să închideți ochii în momentul în care eu o să încep meditația și trebuie să-mi ascultați vocea. Și pe măsură ce urcați în meditație împreună cu mine și cu acești oameni minunați care sunt alături de noi, nu trebuie să faceți altceva decât să dați frâu liber emoțiilor. Se poate să apară stări, efectiv să apară așa stări, poate de tristețe sau de bucurie. Absolut orice apare, puteți să le dați frâu liber, nu se întâmplă absolut nimic rău, sunteți în siguranță. Așa că vă invit să beți apă. Înainte să începem, aș vrea să știu dacă sunt ceva întrebări. Puteți să-mi scrieți în chat ca să clarificăm acum, pentru că meditația va dura puțin și până atunci nu prea mai avem timp de întrebări. Ok. Bun. În regulă, dacă sunteți pregătiți, vă invit acum să închideți ochii. Ok. Să inspirați adânc pe nas, expirați pe gură, inspirați pe nas, expirați pe gură, inspirați pe nas, expirați pe gură. Și o să vă invit să permiteți acum să se aștearnă liniștea în tot corpul vostru, în fiecare moleculă, celulă și atom al corpului vostru. Și să simțiți cum fiecare celulă din interiorul corpului se relaxează, cum fiecare celulă din interiorul corpului începe acum să zâmbească. Și vă invit acum și pe voi să zâmbiți. Și în interiorul nostru este o hora bucuriei. Și o să începeți să vă simțiți acum umerii mai relaxați, mâinile mai relaxate, picioarele mai relaxate. Și o să începeți acum să vă imaginați cum din străfundul pământului începe să urce energie prin tălpile picioarelor. Și urcă, 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 urcă această energie și ajunge în gambe. Urcă, 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 urcă această energie și ajunge în genunchi. Urcă, 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 urcă această energie și ajunge acum în coapse. Și urcă mai sus și mai sus. Și ajunge acum în abdomen. Și urcă, 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 urcă. Și ajunge la stomac. Și urcă mai sus și mai sus și ajunge în inimă. Și urcă mai sus și mai sus și ajunge în umeri, în gât, în față. Și începeți acum să vă simțiți pielea, începeți acum să vă simțiți amprentele, începeți acum să vă simțiți firele de păr. Și o să ne imaginăm acum cum deasupra capului se deschide un glob frumos de lumină, în care
Ne vom imagina cum noi ne poziționăm acolo fictiv sau conștiința noastră. Și cu globul acesta de lumină vom începe acum o călătorie spre a toate Creatorul. Și urcăm cu globul nostru de lumină și ieșim din încăperea în care suntem. Și urcăm, 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 urcăm. Și ajungem acum în cer. Și vedem de la distanță orașul în care trăim și urcăm mai sus și mai sus. Și vedem acum țara în care trăim și urcăm mai sus și mai sus, mai sus și mai sus, până când vedem toate continentele, toate mările, toate oceanele, toți munții, toate râurile, toate pârâurile. Și urcăm acum mai sus și mai sus, și mai sus și mai sus. Și părăsim acum atmosfera și cu bula noastră de lumină ajungem în galaxie. Iar aici vedem acum toate planetele și milioanele, milioanele, milioanele de stele. Și ieșim din galaxia noastră cu bula noastră de lumină și intrăm în altă galaxie, unde ajungem și vedem alte milioane de planete. Și urcăm mai sus și mai sus și intrăm în altă galaxie și în altă galaxie și în altă galaxie. Iar acum, în fața noastră, vom vedea niște trepte de lumină și vom începe cu bula noastră de lumină să urcăm aceste trepte. Sunt trepte de lumină mai deschisă la culoare, trepte de lumină mai închisă la culoare. Și urcăm aceste trepte, una câte una, una câte una, una câte una. Și urcăm, 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 până când ajungem într-o lumină aurie. Iar aici vă invit să inspirați adânc, să expirați. Aici este casa sufletului nostru. Și poate exista un sentiment de relaxare și extrem de familiar. Și cu bula noastră de lumină, ne continuăm acum călătoria și ajungem acum la o substanță gelatinoasă de culorile curcubeului și cu bula noastră de lumină vom străbate aceste culori frumoase pe această substanță, urcând mai sus și mai sus, mai sus și mai sus, mai sus și mai sus. Și ne vom imagina acum cum străbatem aceste culori. Roșu, oranj, galben. Și mai sus și mai sus, mai sus și mai sus. Și veți vedea acum în fața voastră o ceață roz, care este legea compasiunii, care ne va propulsa acum spre o ușă sau o fereastră pe care vom pătrunde într-o lumină albă perlată. Și în această lumină vom intra cu bula noastră de lumină mai adânc și mai adânc, mai adânc și mai adânc, până când bula noastră de lumină se dizolvă, iar noi devenim acum una cu lumina. Și aici suntem în forța a toată creatoare și o să vă invit să inspirați adânc, să expirați, inspirați, expirați. Iar acum, corpul vostru se va inunda cu iubire necondiționată și această iubire necondiționată va ajunge în fiecare moleculă, celulă și atom al corpului vostru. Și vă invit să fiți martorii acestei primiri de iubire și permiteți-i să se ducă acolo unde corpul are cea mai mare nevoie. Nu direcționați această energie, ci lăsați-o să curgă exact unde are corpul vostru nevoie. Lăsați-o să curgă, lăsați-o să curgă. Și continuăm inspirația, expirația, inspirația,
Expirați. Ok. Și când sunteți pregătiți, în lumina aceasta, a toată creatoare, să ne imaginăm cum ne deconectăm acum de la toată conștiința colectivă, ce înseamnă că pe vreme de COVID nu sunt bani, a ce înseamnă că n-ai cum să te vindeci, a ce înseamnă că banii nu cresc în copac, a ce înseamnă că nu poți să le ai pe toate, a ce înseamnă că n-ai cum să ai și sănătate, și bani, și iubire, a ce înseamnă că nu ai cum să ai și soț și abundență financiară, a ce înseamnă că nu poți să le ai pe toate, a ce înseamnă că mai bine sărac și cu sufletul liniștit decât bogat și rău. Și o să ne deconectăm de la toată conștiința colectivă și de la toate aceste mituri pe care le-am auzit. Și o să vă rog să permiteți această deconectare pentru a începe vindecarea dintr-un spațiu mai curat. Și ne deconectăm de la tot ce înseamnă criză financiară, de la frica de a nu avea bani de pâine, de la frica de a nu rămâne fără servici, că trebuie să ai grijă să nu fii dat afară, că altfel nu ai cu ce să-ți plătești ratele. De la toate aceste vorbe pe care le-am auzit de-a lungul vieții, ne vom deconecta acum și vom elimina toate amintirile flotante care au legătură cu partea de abundență. Asta înseamnă toate amintirile create în formă de inconștiență sau de somn, cum ar fi să auzi de la știri astfel de lucruri sau poate discuta cineva în timp ce era în stare inconștientă, dar vom elimina amintirile flotante care au legătură cu acest subiect, care au fost create neintenționat. Deci cei care ascultă casete ca să își schimbe mindset-ul, acelea vor rămâne, se vor elimina doar cele create neintenționat. Și pe măsură ce eliberăm aceste amintiri flotante, vom elimina frica de a avea tot. Și pentru că aceasta este o energie extrem de puternică, o să vă invit acum să inspirați adânc și să expirați. Și dacă aveți senzații fizice, gen durere, sau vă vine să plângeți sau să căscați, absolut toate aceste forme sunt forme de eliberare și vă invit să dați frâul liber corpului vostru, să elimine tot ce are de eliminat. Ok, și menținem respirația și o să mergem acum la primul moment de șoc sau traumă în care am avut de toate și ceva rău s-a întâmplat. Și s-ar putea să aveți un flash, o amintire din această viață sau din alta, poate este de la nivel genetic, nu are importanță, nu ne vom atașa de acest moment, ci îl vom elibera la lumină și vom marca toate lecțiile ca fiind învățate, aducând înapoi toate fragmentele de suflet spălate la voi. Vindecarea funcționează pentru toată lumea care ascultă live, dar și replay. Și pe măsură ce se eliberează această încărcare, vă invit să inspirați, să expirați, să inspirați, să expirați și să dați curs emoțiilor care vor să iasă la suprafață. Eliberăm. Și nu uitați că suntem în spațiul de iubire necondiționată și lumină creatoare și suntem conectați cu o creatură tot ceea ce există. Și inspirăm, expirăm. Și pe măsură ce voi primiți această vindecare, eu sunt martorul acestei frumoase vindecări. Și nu opuneți rezistență, ci permiteți să se elibereze. Și o să vă învățăm definiția din perspectiva toate creaturile, ce înseamnă abundență și cum se simte. Știți ce înseamnă și știți cum se simte și este dreptul vostru din naștere
să aveți această instalare și o să vă invit acum să spuneți da cu voce tare ca să vă audă mintea subconștientă. Începând din acest moment, cunoașteți definiția abundenței, da? Nu aceea pe care ne-o vinde social media sau pe care ne-o vinde TV-ul și pe care ne-o vând profesorii în școli, părinții și așa mai departe, ci definiția din perspectiva a toate creatorului. Este definiția pură, nedistorsionată de omenire, da? Ok? Și mențineți inspirația și expirația. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Ok. Și o să vă invit acum în lumină, în lumina albă perlată, unde să vă rog să vă imaginați că există o bancă, eu îi spun băncuța din lumină, da? Și vă invit acum pe toți, fiecare cu băncuța lui, să vă așezați pe ea și să absorbiți această energie, da? Toată această vibrație înaltă, iubirea necondiționată și lumina. Permiteți-i să vă străbată corpul și să primiți această vindecare în acest moment. Și aici, pe această băncuță, o să vă rog să vă vizualizați viața și cu povestea aceasta la care renunțăm astăzi. Da? Lăsăm în urmă trecutul, așa am stabilit mai devreme. Dar nu lăsăm în urmă lecțiile învățate și oamenii dragi, ci lăsăm în urmă povestea care nu ne permite, da, să mergem înspre abundență. Și fiecare are povestea lui. Și fiecare se concentrează poate în această seară pe abundență, pe un sector al vieții, unii poate pe carieră, alții pe bani, alții pe relații, cine își dorește sufletul pereche. Poate sunt persoane care se focusează pe partea de cunoștințe sau sănătate, fiecare se concentrează pe povestea lui. Și în acest moment o să vă invit să vă imaginați în fața voastră ca un ecran, da? Ca un televizor sau ca într-o sală de cinema, în care efectiv vă vedeți povestea pe care vă spuneți, pentru că fiecare știți acest lucru. Care este povestea pe care vă spuneți, da? Din perspectiva sănătății, poate unii vă spuneți, eu nu am cum să slăbesc, am cu tiroida, dar de fapt ne-ați făcut analizele de tiroidă. Poate alții spuneți, nu am cum să fac mai mulți bani, că oamenii din familia mea nu au cum să facă mai mulți bani, că nu tot timpul am fost săraci. O să vreau să vă concentrați pe povestea pe care vă spuneți fiecare și să o acceptați cu iubire și cu compasiune față de voi, pentru că nu este nicio problemă că aveți această poveste. Ea a făcut parte din voi și v-a creat persoana care sunteți în acest moment și o să onorăm acest lucru. Vă onorăm pe toți și pentru poveștile pe care vi le-ați spus și care v-au ajutat. Pentru că nu ne spunem niciodată o poveste care să nu ne ajute. Ok? Și acum, deci avem ecranul cu povestea pe care ne-am spus-o, da? Cu povestea din trecut. Și lângă ecranul acesta o să vreau să vă imaginați cum apare încă un ecran cu povestea pe care ne dorim să o creăm, da? Cu partea aceea frumoasă pe care ne-o dorim să o creăm în această seară. Cum spuneam, cine manifestează sănătate să se vadă sănătos și cum ia atitudine și se însănătoșește. Cine își dorește un partener, la fel, tot așa, se vede cum ia atitudine și începe să iasă din casă, să-și instaleze aplicația aceea pentru dating și așa mai departe. Cine dorește să manifesteze bani se vede efectiv în acțiune, cum poate schimbă jobul sau efectiv începe să creeze ceva, ceea ce își dorea de mult. Da? Și avem cele două ecrane pe
ecranul cu povestea pe care ne-o spunem și ecranul cu povestea pe care vrem să o creăm. Și dacă sunteți dintre voi care vreți să creați pe mai multe arii ale vieții sau pe toate, fiecare proiectează ceea ce are în minte și ce vede. Și noi vom da acum comanda toate creatorului ca poveștile toate să rămână în spate, da? Pe toate ariile vieții, în cel mai bun și elevat mod posibil pentru voi. Ok. Și o să vă învățăm acum ce înseamnă definiția din perspectiva a toate creatorului să luați decizii. Și știți să luați decizii inspirate și puteți să luați decizii inspirate și știți cum se simte să luați decizii inspirate și puteți să luați decizii inspirate începând din acest moment și este dreptul vostru din naștere și o să vă invit să spuneți da, ca să audă și mintea subconștientă și să știe că știți să luați decizii începând cu acest moment. Ok. Și o să mai instalăm definiția din perspectiva creatorului a ce înseamnă să ai curaj, că știi ce înseamnă să ai curaj, că înțelegi ce înseamnă să ai curaj și că știi cum se simte să ai curaj și poți să ai curaj și este dreptul tău din naștere să ai curaj și poți trăi cu această instalare începând cu acest moment. Și la fel, vă invit să spuneți da, pentru ca mintea subconștientă să vă audă și să știe care este definiția din perspectiva creatorului. Ok? Și acum avem definiția curajului și știm ce înseamnă, capacitatea de a lua decizii și știm ce înseamnă și vă invit să lăsăm în momentul acesta povestea în urmă, să luăm lecțiile și toate binecuvântările, nu rămâne nimic în urmă și toate persoanele din viața noastră, da? Nu rămâne nimic în urmă. Noi doar trecem acum la acțiune și schimbăm povestea pentru viață în abundență. Și o să vă rog acum să decideți. O știu că v-ați scris mai devreme pe caiet sau pe telefon care sunt micile acțiuni pe care le veți lua începând cu acest moment. Am decis, da? Avem cu toții curaj să mergem mai departe și să schimbăm povestea. Ok, și acum o să mergem efectiv în... O să vedem cum se duce povestea veche, da? Se duce în lumină și mergem acum spre ecranul cu povestea nouă. Și inspirăm... Expirăm, inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Ok. Și acum vom merge mai departe și tot aici în lumină rămânem, da? Pe băncuța noastră din lumină. Ok, unde vom elibera acum toate jurămintele, promisiunile făcute cu privire, care pot fi de sărăcie sau de boală sau de oricare au legătură cu partea de abundență. Le vom trimite acum spre lumină, da? Și le vom elibera. Ok. Și vă invit să inspirați, expirați, inspirați, expirați. Inspirați, expirați și se vor elibera de toate ariile unde vă influențează pe partea de abundență cel mai bun și elevat mod posibil. Și o să începe să simțiți cum se ușurează sufletul și se așterne liniștea. Ok, excelent. Și noi suntem în continuare în lumină, da? Pe băncuță. Iar acum ne vom elibera de toate persoanele care ne-au ținut în loc. Cum vom face asta? Practic vom tăia corzile. Cine nu înțelege ce înseamnă asta, voi explica chiar acum. Deci vom da comanda să se taie corzile. Corzile sunt acele conexiuni energetice pe care le creăm cu persoane, dar noi tăiem și avem capacitatea să tăiem doar corzile prin care dăm din energia noastră celorlalți. Și practic ne vom deconecta acum de toate aceste persoane și vă puteți imagina cum vine Arhanghelul Mihail cu sabia de lumină și taie aceste corzi. Ele se poziționează de regulă în zona plexului solar sau în spate, fiecare le simte unde... Nu contează unde le simte, nu are nicio importanță. Puteți să vizualizați și voi cum se taie corzile și în același timp
Vă vor apărea persoane în minte. Nu este nicio problemă, nimeni nu s-a conectat de voi, în niciun sens să vă facă rău sau ceva, pur și simplu aceste conexiuni se creează doar prin simpla formă gând. Deci nu trebuie să se întâmple nimic altceva decât un gând. Ok? Și te conectăm acum aceste persoane de la noi. Să ne deconectăm de toate persoanele care ne-au ținut pe loc sau care n-au crezut în noi că putem să facem mai mult, să realizăm mai mult, să avem mai mulți bani, să avem un job mai bun. Da? Ok. Și inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm. Ok. Și ne-am deconectat acum de la toate persoanele. Și o să vă rog să continuați cu respirația. Ok. Iar acum să vă rog ca în fața voastră să vă imaginați în această lumină albă perlată, să vă imaginați în acest moment abundența, care este ca un glob auriu. Sau fiecare poate să-l perceapă ce culoare vrea, nu este obligatoriu, mie așa mi-apare, da? Este o bulă aurie, este o bulă aurie de energie, energie perfectă. Și toată această abundență este disponibilă în acest moment pentru voi, începând cu acest moment, da? În cel mai bun și elevat mod posibil. Și o să vă invit, când sunteți pregătiți, să pășiți în acest glob de energie, care înseamnă abundența, cu foarte mare încredere, da? Deci, acum noi ne-am deconectat, am luat decizia să schimbăm povestea, suntem efectiv lumină, da? Oricum eram și înainte. Bun. Și o să vă rog acum să vă imaginați așa cu hainele acestea de sărbătoare și cu hainele curate, să zicem așa, că mergem la această petrecere a abundenței în globul acesta. Iar aici, în interior, absolut tot ceea ce vă doriți voi există. Și absolut tot ceea ce vă doriți voi este la o întindere de mână distanță. Fie că sunt banii, că este iubitul, că este copilul, că este o relație fructuoasă de business, că este sănătatea optimă. Absolut toate acestea sunt aici, în această bulă de energie, care se numește abundență, și toate sunt aproape de voi. Ok? Și o să vă rog în acest moment să începeți să simțiți ce înseamnă să aveți aceste lucruri în viața voastră. Să vă conectați cu voi înșivă, să simțiți cum se simte să fie toți banii aceia în cont sau cum se simte să avem iubitul, cum se simte să avem copilul, cum se simte să avem absolut tot, să avem sănătatea optimă, corpul perfect pe care ni-l dorim, relațiile pe care ni le dorim, jobul ideal. Și vă rog să vă imaginați și să simțiți aceste sentimente și aceste trăiri și nu ne grăbim. Vom începe să simțim pe rând fiecare în ritmul lui, în această energie, în acest moment. Ne vom conecta cu noi și vom primi aceste senzații în corpul nostru. Pentru a ști ce înseamnă să le avem pe toate și ce înseamnă abundența în viața noastră. Și ne reamintim cum se simte. Și inspirăm, expirăm. Inspirăm, expirăm.
primiți aceste senzații în corp și acceptați-le. Și o să vă invit acum să zâmbiți pe măsură ce le primiți, da? Zâmbiți, zâmbiți și bucurați-vă de ele, pentru că sunt aici în viața voastră, în acest moment. Și rămâneți în această energie de abundență. Și o să vă învățăm acum definiția din perspectiva a toate creatorului a ce înseamnă oportunități. Că știți ce înseamnă oportunități, că înțelegi ce înseamnă oportunități și că știți cum se simt oportunitățile în viața voastră, toate din perspectiva toate creatorului. Și că este dreptul vostru din naștere să știți ce înseamnă, cum se simte și să primiți această instalare în acest moment și să trăiți cu ea în viața voastră. Și o să vă învățăm definiția din perspectiva creatorului a ce înseamnă să ai discernământ în momentul în care ai oportunități în viața ta, că știi ce înseamnă, știi cum se simte și înțelegi ce înseamnă și știi cum se simte și înțelegi cum se simte și este dreptul tău din naștere să ai această instalare începând cu acest moment și să trăiești cu ea. Și o să vă rog să spuneți da, pentru că trebuie să vă reamintiți ce înseamnă oportunitățile. Așa cum vă spuneam mai devreme, ele sunt peste tot în jurul nostru. Ok. Și o să vă rog să inspirați, să expirați, inspirați, expirați, inspirați. Expirați, inspirați, expirați. Ok. Și rămâneți în continuare în această energie de abundență. Și o să vă rog acum să simțiți cum o absorbiți în tot corpul vostru, în fiecare moleculă, celulă și atom al corpului vostru. Și vom da acum comanda a toate creatorului că toată abundența să o am în viața mea acum, în cel mai bun și elevat mod posibil pentru mine. Mulțumesc, am plinit, am plinit, am plinit. Și începând cu acest moment, aveți abundență în interiorul vostru. Și o să vă rog să inspirați, expirați, inspirați, expirați. Și abundența o să fie pe toate arile vieții, exact așa cum am spus în început. Nu aveți nicio grijă, nicio emoție. Inspirați, expirați. Inspirați, expirați. Ok. Și acum, ultimul exercițiu. Mergem înapoi pe băncuța noastră din lumină, după ce am absorbit toată acea abundență. Și pe băncuța aceasta din lumină o să vă invit să vă imaginați cum în fața voastră vine eul vostru superior de peste 5 ani. Poate să fie o figură la care nici nu v-ați așteptat, poate să arăta super. Sau poate o să vină obosită, că muncește prea mult și așa mai departe. Bun. Și pe eul vostru superior, de peste 5 ani, fiecare dintre voi o să-l întrebați. O să-l întrebați, o să-l întrebați. Care sunt 3 acțiuni pe care eu trebuie să le fac acum pentru a ajunge la abundența dorită? Care sunt 3 acțiuni pe care eu trebuie să le fac acum pentru a ajunge la abundența dorită? Și fiecare va primi răspunsul. Va fi răspunsul de genul să îți găsești alt job,
pot fi răspunsuri să îți creezi alte relații, pot fi răspunsuri să începi să pui bani deoparte, pot fi răspunsuri de genul să înveți mai mult și așa mai departe. Fiecare își primește acțiunile lui, ale ei. Și după ce vi se răspunde la această întrebare, Eul Superior de peste 5 ani vă va face o vindecare pe tema abundenței în acest moment și o să vă invit să permiteți această energie să vină la voi. Deci este versiunea noastră de peste 5 ani care deja a rezolvat aceste, a depășit aceste provocări, da, pe care le avem în momentul ăsta. I-a depășit și știe mai bine și atunci îi permitem să ne facă această vindecare, da, de la o versiune mai elevată, pentru a ajunge mult mai repede la rezultate. Și suntem în continuare aici în lumină, în portal toată creatoare, în care suntem în completă siguranță și inspirăm, expirăm, inspirăm, expirăm. Ok. Și permitem vindecarea de la Eul Superior de peste 5 ani. La fel, fiecare o simte diferit. Lăsați corpul să elibereze ce are de eliberat. Permiteți corpului să primească această vindecare. Și toată această vindecare, tot ce am lucrat în acest moment, absolut tot, de când am început, s-a creat la toate cele patru niveluri, da? În toate limbile. Și când sunteți pregătiți, ne întoarcem în bula noastră de lumină, bulinuța noastră frumoasă, și începem acum să coborâm. Și coborâm, 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 coborâm și ajungem în ceața roz, care este legea compasiunii. Și coborâm, 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 coborâm și ajungem la substanța gelatinoasă de culorile curcubeului și le vom străbate acum cu gura noastră de lumină și vom coborâm mai jos și mai jos, mai jos și mai jos, mai jos și mai jos, până când ajungem la un glob mare de lumină aurie, unde inspirăm, expirăm. Aici este casa sufletului nostru. Inspirăm, expirăm. Din această energie vom coborâ cu bula noastră de lumină mai jos și vom coborâ treptele de lumină, da? Și coborâm una câte una, una câte una, una câte una, una câte una, până când ajungem în galaxie, unde vedem milioane și milioane de stele. Și din această galaxie ajungem în altă galaxie și coborâm din galaxia aceasta în alta și în alta. Și coborâm, 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 coborâm până când ajungem în galaxia noastră și vedem toate planetele și milioanele de stele. Iar aici vom intra înapoi în atmosferă și vom începe acum să coborâm mai jos și mai jos și vom vedea toate planetele, toate continentele, toate mările, toate oceanele. Și coborâm mai jos și mai jos până ajungem deasupra țării în care trăim. Și coborâm mai jos și mai jos și ajungem deasupra localității în care trăim. Și mai jos și mai jos și ajungem acum în casa noastră. Și vom aduce acum toată această energie prin corpul nostru. Va intra tot așa prin cap și se va scurge toată această energie prin tot corpul nostru, până când simțim că prin tălpile picioarelor prindem rădăcini în străfundul pământului, da? Și din străfundul pământului vom aduce energie înapoi în tot corpul nostru și o vom centra în inimă. Și să vă rog să vă imaginați cum corpul vostru este ca o coloană de lumină conectată la acea lumină albă perlată
iar picioarele și corpul este conectat în același timp și la pământ, da? Deci avem rădăcini în pământ și suntem conectați în permanență la lumina albă perlată a toate creatoare. Ah, și când sunteți pregătiți, dar doar când sunteți pregătiți, o să vă invit să deschideți ochii și să-mi spuneți cum v-ați simțit. Și așa cum vă spuneam mai devreme, va trebui să beți destul de multă apă, pentru că este un proces care deshidratează din cauza că lucrăm cu energie, da? Și apa este conductor. Ok. Vă încurajez să-mi spuneți cum sunteți, ce ați experimentat, dacă acțiunile pe care vi le-ați setat pe hârtiuță înainte să intrăm în meditație au fost aceleași cu cele pe care le-ați primit de la Eul Superior de peste 5 ani. Dacă ați simțit efectiv cum ați intrat în globul acela de abundență și l-ați absorbit în tot corpul vostru, vă invit să împărtășiți încet. Aștept răspunsurile voastre. A fost într-adevăr o vindecare destul de puternică și încărcarea de energie la care suntem acum și vibrația în care suntem acum este una foarte înaltă. S-ar putea să mai simțiți furnicături sau în cap furnicături în tot corpul, pentru că practic am fost conectat la cea mai înaltă sursă de energie, da? Până când scrieți un pic cum a fost. Super, mulțumesc! Bravo, Valentina! Până îmi scrieți cum a fost, o să vă povestesc despre programul pe care îl încep săptămâna viitoare, începând de luni aici în grup. Mi-am propus să fac 5 zile de live-uri pentru partea de carieră, pentru că cunosc foarte multă lume care lucrează joburi care nu le plac, care nu le aduc satisfacție sufletească, să zic așa, pentru că sunt care lucrează și sunt mulțumiți de partea financiară, dar nu și de această parte, sau invers, cărora nici nu le place jobul și nici nu le place partea financiară. Și pentru că am intrat în contact cu foarte multă lume în ultimul timp și am lucrat și eu la mine pe acest subiect foarte mulți ani, având un parcurs profesional foarte interesant, să zic așa, dar vă voi povesti începând cu ziua de luni mai multe. Mi-am propus să fac acest program pentru a reuși să împuternicesc persoanele care au nevoie de schimbarea aceasta în viața lor, pentru că la serviciu avem foarte mult timp alocat și foarte păcat să facem lucruri care nu ne plac, pentru că acest lucru nu duce altundeva decât la boală și e foarte important să facem ceea ce ne place. Și pentru că eu am reușit să îmi găsesc menirea și ce îmi place și să fac cu sufletul ceea ce fac și să fiu sigură 100% că ăsta e drumul pe care vreau să merg înainte, mi-am propus să creez acest program pentru susținerea voastră. Ok, dacă mai e cineva care ar vrea să împărtășească, oricum puteți să scrieți în continuare și în chat. Eu vă voi lăsa în acest grup un exercițiu pentru deblocarea minții subconștiente, care se poate folosi de tip journaling, da? Scriem în jurnal. Vă voi lăsa câteva întrebări care sunt foarte puternice și vă ajută efectiv să vă explorați aceste mici obstacole pe care le întâlniți, fiecare pe partea pe care le întâlnește. Vă mulțumesc tare mult că ați fost într-un număr așa de mare. Mă simt onorată să fiu în fața voastră în această seară și că v-ați luat din timpul vostru vineri seara de la ora 9, dar să știți că meditațiile eu le primesc ora, data, în meditație, deci nu le inventez eu după programul meu. Așa că cine nu prea știe cum funcționează, ați văzut acum, mergem în Teta, acolo avem conversația aceasta cu forța toată creatoare și de acolo eu sunt ghidată cu ceea ce am de făcut. Așa că, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată și începând de luni, cei care sunteți interesați, oricum voi reveni cu mesaje și în sensul acesta, începând de luni până vineri, de la ora 9 vom avea live în fiecare seară și sper din suflet ca după aceea să veniți cu rezultatele de care aveți nevoie.
nu neglijăm nici această meditație, care este una extrem de puternică și extrem de importantă, și vă invit să fiți atenți la semnele transformatoare care pot apărea în viața voastră. Mici încasări de bani, oportunitățile acelea de care vă spuneam, pe care poate nu le-ați văzut în jurul vostru și acum le vedeți. Poate fi inclusiv medicul care trebuie, care să vă ajute să vă însănătoșiți, sau profesorul de care aveați nevoie ca să puteți să luați un examen foarte greu, și așa mai departe. Deci acestea pot fi semne de abundență, da? Inclusiv... Mulțumesc frumos, Iulia. Inclusiv partea de natură, să zicem, dacă până la urmă totul este abundență, inclusiv mama natură, care este senzațională și are atât de multe frumuseți. Practic, și în natură, dacă vedeți că vă simțiți altfel sau că primiți energia mai frumos, inclusiv un buchet de flori pe care îl primiți. Și încă un lucru la care puteți să fiți atenți este cum vă bucurați pentru lucrurile frumoase din viața voastră, pentru abundența pe care o primiți. Și oricum vă voi scrie și în grup, dar în momentul în care primiți ceva și în momentul în care aveți abundență și fiecare pas mărunt pe care îl faceți spre evoluția voastră, trebuie onorat și trebuie să-l sărbătoriți. Țopăiți, dansați, țipați de bucurie și chicotiți, pentru că Universul vă aude și vă duce înzecit tot ceea ce vede că aduce bucurie, pentru că un gând pozitiv este de 10 ori mai puternic de unul negativ. Asta e partea bună, că știm că gândurile negative sunt super, super multe. Ok, vă mulțumesc încă o dată, vă pup cu drag și ne vedem de luni pentru cei interesați pe partea de carieră. La revedere! Pa, pa!